Da, deci am venit repetat cu o cerere de garanție personală care am depus-o în instanță de judecată. Pe lângă noi, deci azi au mai fost încă două categorii de cetățeni, mă refer la Asociația Refugiaților, care au depus aceeași cerere și respectiv o cerere de la oamenii de artă și a deputaților din primul Parlament al Republicii Moldova pentru a cere instanțe schimbare măsurii de arest preventiv, privațiune de libertate, prin arest la domiciliu. Deci, cu părere de rău, cererile nu au fost examinate, mi s-au spus că au nevoie de timp pentru a le studia și posibil la următoare ședință de judecată. Pe noi ne duce la gândul că totuși este o tergiversare a acestui proces și încă o dată ne convingem că este un proces politic, deoarece de la data de 15 octombrie și până acum s-a scurs o droaie de timp și eu cred că ei nu au probele necesare pentru a putea ca să anunță o sentință.